Cel mai bun fotbalist că nu avem altul. Eu mă într-un moment de rătăcire, așa, de, știu, de simpatie pentru fostul meu antrenor, fostul meu coleg, a scris o poezie. Eram în Germania și după 4-5-6 beri, am zis, mai hai să scriu o poezie la omul ăsta, că... 5-6 beri, Daniel, au! 4-5-6 beri! Lăzi de bere, pe-a! Omul ăsta au călcat unde noi am văzut numai la televizor. Și am făcut o poezie. Bă, Finule, Finule! I-am adus un fel de omagiu. O fă beri fără alcool, știi? Dar ce-o zis el? Acum ăsta e preludiu! Mălinca dinainte? Și poezia începe așa. Da, așa începe cu râs? Liniște, liniște! Mă numesc Dănuț Abău și am fost pe teren erou. La Vaslui când am jucat, banderola am purtat. Ai purtat o bulană aici? Gândesc că e cimitirul vesel. Șut de la 60 de metri printre forțe, torțe și confeti. Cu Neajan, eu m-am certat, la Vaslui m-am transferat. Pe teren totul am dat. Până de blat, m-au acuzat. Nu a fost nimic serios, deși am BMW Bengo. Am lăsat acuzele să le dea ei. Am jucat, m-am pregătit, niciun meci nu am trântit. Am portat numărul 10, nimeni nu mă putea întrece. Ieri eram acolo sus, astăzi timpul mi s-a dus. Jucam pe sute de mii, astăzi antrenez copii. Și acum ce îi ziceam eu, știi, stând așa și mult? Asta e scrisoarea de aia. Jucai de mii de euro, astăzi țintești cote de 2. Voiai să iei campionatul, astăzi joci în Liga 4. Ieri acoperea hectarul, azi alegi cam cât portarul. Porumboiu și Neajan, astăzi e patru Marian. Băi, eu pun pe trup. Și cu completare, ieri jucam cu Sunt Mărdean, astăzi cu Petruș Bogdan. Asta e numai o parte de scrisoare, a treia, promitem că o să revenim. Gândește-te că la sute de mii de kilometri cineva s-a gândit la tine și s-a scris cu o anumită.